Marius Micu, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă organizate vineri la sediul PNL Călărași despre Programul Național Strategic. Programul Național Strategic are o perioadă de tranziție de 2 ani între 2021 și 2022 și o perioadă de implementare de 5 ani între 2022-2027. Pentru perioada de tranziție la nivel național se alocă suma de 6 miliarde de euro, iar pentru perioada de implementare se alocă suma de 22 miliarde de euro. În momentul de față se află în plină derulare consultările în cadrul grupurilor de lucru pentru elaborarea Planului Național Strategic. Avem un subiect important la nivel național în ceea ce privește agricultura, dar nu numai agricultura, ci și dezvoltarea rurală în satul românesc. Acest proiect important se numește Planul Național Strategic și, de fapt, înseamnă implementarea politicii agricole comune, care, după cum bine știți, în cadrul dialogului din care fac parte Consiliul, Comisia și Parlamentul, s-a stabilit noua politică agricolă comună în ceea ce privește agricultura și dezvoltarea rurală. Iar fiecare stat membru trebuie să transpună această politică agricolă comună într-un plan strategic. Și atunci, de aceea vorbim de Planul Național Strategic. Din cauza discuțiilor care au continuat pe mai mulți ani, în sensul că n-am ajuns în consens în dialogul de care vă povesteam, s-a concluzionat faptul că vom avea nevoie de o perioadă de tranziție. Și dacă inițial Planul Național Strategic se referă la perioada 2021-2027, s-a decis că această perioadă de tranziție va avea o perioadă de 2 ani, și anume 2021-2022. Ceea ce a însemnat, într-un final, că Planul Național Strategic nu se mai întinde pe 7 ani, ci se va întinde pe doar 5 ani de zile, și anume 2023-2027, iar perioada de tranziție în perioada 2021-2022. Această hotărâre a venit și cu împărțirea sumei de bani, a învelopei totale în ceea ce privește Planul Național Strategic. Suma este de 22 de miliarde de euro la nivel național, iar pentru perioada de tranziție s-a decis în mod obligatoriu de către Comisia Europeană ca aceasta să fie de 6 miliarde de euro. Astfel că avem 6 miliarde de euro în perioada 2020-2022 și diferența de aproximativ 16 miliarde în ceea ce înseamnă Planul Național Strategic pe 5 ani, 2023-2027. În perioada de tranziție, pe pilonul 2, Fondurile Europene în Agricultură, după cum le cunoaștem în mod popular, au mers 3,26 miliarde de euro. Perioada de tranziție care a fost finalizată, în sensul că avem toate măsurile fie în sesiune de depunere, fie închise, ceea ce înseamnă că urmează perioada de contractare, iar diferența de bani de la 3,26 miliarde la 6 miliarde merg în plăți directe, subvenții, după cum le cunoaștem. Și atunci am vrut să vă fac un cadru general de ce am ajuns în luna noiembrie, moment în care suntem în perioada consultărilor publice cu mediul asociativ, adică cu cele mai reprezentative asociații, organizații și, bineînțeles, instituții în care discutăm cum va arăta noua planificare și anume noul Plan Național Strategic. Am început aceste consultări în data de 3 noiembrie, cred că vine miercurea trecută, și sunt aproape, deja de fapt sunt 2 săptămâni de zile în care aproape zilnic ne întâlnim cu peste, de fapt până la sfârșit ne vom întâlni cu peste 160 de organizații în multiple întâlniri. Și ca să vă descriu un pic calendarul, ne-am propus ca în această lună noiembrie să avem peste 17 întâlniri cu aceste organizații în care vom dezbate ce va însemna Planul Național Strategic. Tot acest timp noi lucrăm la elaborarea Planului Național Strategic, având în vedere propunerile din mediul asociativ, adică ale fermierilor români. Începând cu luna decembrie, vom vrea să postăm prima versiune a Planului Național Strategic pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, unde practic intră într-o nouă rundă de consultări, dar într-un cadru și mai larg, în sensul că toți actorii implicați în acest lanț, fie în mod direct, fie în mod indirect, pot veni cu propuneri în ceea ce privește Planul Național Strategic. După ce vom prelua, după această serie de consultări, propunerile, vom finaliza prima formă a Planului Național Strategic, care va fi transmisă către comisii. Moment în care nu înseamnă că ne oprim din ceea ce înseamnă dezbaterea Planului Național Strategic, pentru că implementarea Planului Național Strategic va începe cu anul 2023. Și atunci mai avem un an de zile când va trebui să dezbatem propunerea noastră de Plan Național Strategic cu Comisia Europeană și în urma dezbaterilor, bineînțeles, că vor urma din nou dezbateri la nivel național până undeva în jurul lunii mai-iunie anului 2022. Atunci credem noi că vom finaliza forma finală a Planului Național Strategic și va reprezenta totodată momentul în care va trebui să elaborăm actele normative care stau bază implementării acestui Plan Național Strategic începând cu anul 2023. Mai trebuie să menționez faptul că Comisia Europeană ne-a dat la termen de depunere a primei versiuni pentru toate statele membre, data de 31 decembrie 2021. Însă, la nivelul Consiliului de Ministri se discută o prelungire a acestui termen în sensul cu 3 luni de zile, pentru că Comisia Europeană nu a terminat de transpus regulamentele, practic cadrul legal în baza căruia statele membre elaborează planurile naționale strategice. Aceștia estimează că vor finaliza regulamentele, cadrul legal, undeva în jurul datei de 10 noiembrie. Și atunci, acela va fi momentul în care vom ști cu siguranță ce va trebui să cuprindă în mod exact Planul Național Strategic. Și de aceea am ținut să vă fac această mențiune, pentru că timpul între 10 decembrie și 31 decembrie este unul destul de strâns și va trebui să ne concentrăm pentru finalizare. În ceea ce privește sumele alocate în acest Plan Național Strategic, și până vorbesc de sume, trebuie să înțelegem faptul că am vorbit de perioada aceasta de consultări, nu înseamnă că decât discutăm cu fermierii, noi și scriem acest Plan Național Strategic în timp ce discutăm cu fermierii. Practic, acest lucru se întâmplă la modul de lucru mă refer, în sensul că noi venim cu o propunere în baza studiilor pe care le avem, discutăm această propunere cu fermierii, iar fermierii pot veni cu propuneri pe care le fundamentează sau noi ajutăm să-i fundamenteze și atunci găsim, să spunem, echilibru între nevoie și ceea ce putem să finanțăm în mod real. Dacă vorbim de anvelopă, în ceea ce privește pilonul 1 sau anvelopa totală care ne-a mai rămas pentru Planul Național Strategic, făcând excepție de perioada de tranziție, dar vă rog să precizăm foarte clar în sensul că și acea perioadă de tranziție este o alocare în perioada celor 7 ani de zile și respectiv 2021-2027. Dacă vorbim strict despre 2023-2027, anvelopa totală este de aproximativ 15,9 miliarde de euro. Aceasta va fi împărțită pe fiecare pilon în parte. Adică pilonul 1, care înseamnă plăți directe, permânește subvenții, și pilonul 2, care înseamnă investiții, FEADER, adică fondurile europene. Din acești 15,9 miliarde, 9,98 de miliarde vor merge în pilonul 1, ceea ce înseamnă subvenții, iar diferența de aproximativ 5,66 de miliarde vor merge către pilonul 2, către partea de investiții. Distinct de acești doi piloni, mai avem un buget care se referă la intervențiile sectoriale și acest buget înseamnă 0,26 miliarde de euro. Intervențiile sectoriale înseamnă măsuri de piață și avem trei categorii aici. Vie vin, legume, grupurile de producători legume și sectorul apicol, care este finanțat distinct din acest plan național strategic. În linii mari, când vorbim de Planul Național Strategic, vorbim de o politică agricolă comună, practic vorbim de un regulament, practic vorbim de niște condiții pe care Uniunea Europeană le-a elaborat în cadrul dialogului și le-a adoptat. Și anume, trebuie să spunem că din acest pilon 1, subvențiile, 25% din suma pe care am amintit-o, va trebui să meargă în mod obligatoriu către ECOSCHEM. 10% din acest pilon va trebui să meargă către plata redistributivă. Și 15% trebuie să meargă către sprijinul cuplat. SCP-ul, cum îl cunoaștem, sprijinul cuplat. Din acest 15%, 13% merg către sectoarele aflate în dificultate și distinct 2% din acest procent de 15% merge către plantele proteice, unde avem un deficit, nu numai la nivel național, dar la nivel european. Ca să vă dau un exemplu, știm că noi în Europa nu avem voie să cultivăm soia modificată genetic, dar avem voie să o consumăm. Și atunci va trebui să sprijinim acest sector al plantelor proteice. Dacă vorbim despre ecoscheme, înseamnă o intervenție, o susținere financiară a fermierului pentru a respecta condiții suplimentare față de ceea ce privește condiționalitățile pentru plata de bază, subvenția de bază, plata directă. Adică aici putem să vorbim de înverzire, putem să vorbim de conversie în sistem ecologic, putem să vorbim de elemente de agromediu, că asta va trebui să rezolvăm. Dacă vorbim de plata redistributivă, asta înseamnă că Uniunea Europeană ne spune să punem accent pe ferma mică și medie, ceea ce înseamnă că o să avem o plată de bază liniară pentru toate exploatațiile din România, dar un procent de 10% din suma respectivă trebuie să o reținem în mod special pentru aceste exploatații de dimensiuni mici și medii, ceea ce înseamnă că va fi o plată suplimentară față de plata de bază, de SAS, de subvenții. În ceea ce privește pilonul 2, partea de intervenții, va trebui să reținem un procent minim obligatoriu conform politicii agricole comune de 35% pentru măsuri de agromediu și bunăstarea animalelor. Însă România a avut ca în exercițiu financiar ca procent alocat 36,6% și atunci, dacă cumva am avut mai mult în exercițiul anterior financiar, trebuie să ne menținem procentul. Deși Uniunea ne spune 35%, noi va trebui să respectăm acest procent de 36%. Minimum în ceea ce privește LEADER, și anume galurile, grupurile de acțiune locale, va trebui să aibă o alocare de minim 5%. Eu vă spun deja că în previziunile noastre, în ceea ce am scris, alocarea pentru LEADER, pentru galurile la nivel național, este de 10,18%. Adică am bugetat cu 5%, aproximativ 5% față de minimul impus de Uniunea Europeană. Și un 4% se referă la asistența tehnică, asta înseamnă cheltuielile în ceea ce înseamnă autoritatea de management. Acum știu că timpul este destul de limitat, m-aș referi la grupurile de acțiune locală, de ce m-aș referi și aș intra un pic în detaliu în segmentul ăsta, că este un aspect care poate fi discutat și la nivel județean, la nivelul județului Călărași, căci până acum am vorbit la nivel național. Asta înseamnă că Orice fermier din orice județ poate să aplice în măsurile care se deschid la nivel național, dar putem avea măsuri și la nivel microregional, să spun așa. Zic microregional ca să pot face referire la nivel de județ, la nivelul județului Călărași. În ceea ce privește LEADER-ul, ceea ce înseamnă finanțarea grupurilor de acțiune locală, noi am bugetat pentru 2023-2027 suma de 579 de milioane de euro. Va trebui să fac mențiunea că pe lângă acești 579 de milioane de euro alocați grupurilor de acțiune locale, se mai adaugă suma de 128 de milioane care vine din perioada de tranziție și suntem în momentul în care distribuim acești bani către grupurile de acțiune locale. Totodată, în perioada 2023-2027, în ceea ce privește grupurile de acțiune locală, accesăm tipul de finanțare multifond. Adică nu ne axăm doar pe finanțarea din care face referire la agricultură și dezvoltare locală, și luăm și din alte tipuri de fonduri, în colaborare cu colegii noștri de la MIPE, de unde din axa prioritară 2 mai avem o alocare de 163 de milioane pentru grupurile de acțiune locală. Mai fac mențiunea că o să mai avem, începând cu anul viitor, o alocare pentru grupurile de acțiune locală de 5 milioane de lei, care de fapt stau bază la pregătirea viitoarelor strategii de dezvoltare locală ale galurilor, pentru că finanțăm și strategiile, scrierea acestora, unde vor fi finanțate cu aproximativ 30.000 de euro pe fiecare proiect. Trebuie să fac mențiunea că politica agricolă comună prevede în mod obligatoriu ca finanțarea pentru LEADER să preia și componenta de neagricol startup, cum o cunoaștem noi din vechiul exercițiu, este submăsura 6.2. Deci este inclusă în această anvelopă. Ca să închid discuția la nivelul județului Călărași, avem trei galuri în județul Călărași, anume Asociația Colinele Argeșului, Asociația Bărăganul de Sud-Est și Asociația Valea Mostiștei. Acestea au beneficiat, în ordinea expusă, de o alocare în exercițiul anterior de 1,8, sunt cifre aproximative, 1,8, 3,8 și 2,4. În perioada de tranziție mai primesc o alocare suplimentară aceste trei galuri la nivelul județului Călărași. În speță, Colinele Argeșului se va beneficia aproximativ, pentru că suntem în momentul în care facem această împărțire către grupurile de acțiune locală de 522.000 euro. Bărăganul de Sud-Est va beneficia de o alocare aproximativă de 1,36 milioane euro și Valea Mostiștei de o alocare aproximativă de 782.000 lei.